Bun găsit! Griji pentru viitor astăzi pentru toată lumea. Dacă sună bine sau nu sună bine, vom vedea pentru fiecare zodie în parte. Pentru berbeci, ziua poate aduce discuții în contradictoriu cu persoane care fie le-au promis, fie cu care au început niște proiecte și lucrurile nu prea merg bine. Pentru tauri, tensiunile sunt legate de locul lor în sistem, în instituție sau în relațiile pe care și le-au făcut acolo unde ei lucrează și poate unii dintre ei vor să se desprindă. Pentru gemeni, tensiuni vizând actele care nu sosesc, au nevoie de o aprobare sau de o semnătură și depun eforturi pentru ea. Racii au și ei astăzi griji și privind investițiile pe care le face altcineva, dar apropiat, partener de viață sau un asociat și nu prea înțeleg, au sentimentul că fiecare merge în direcții separate. Leii pot fi și ei tensionați de felul în care sunt primiți de ceilalți. Nu toată lumea îi înțelege, nu toată lumea e de acord cu ei și poate că este una din acele zile în care se întreabă dacă nu cumva au rămas singuri pe baricade. Pentru fecioare, tensiuni privind cadrul legal sau administrativ la locul de muncă sunt tot felul de norme și reguli pe care trebuie să le respecte și care nu le pică bine sau o proiect de viitor e condiționat de un anumit cadru. Pentru balanțe, tensiuni privind interesele alături de persoană cu care colaborează, poate fi și partenerul de viață. Balanțele văd într-un fel, iar cealaltă persoană e posibil să cheltuiască și fără să le spună. Pentru scorpioni, tensiuni privind relațiile, imaginea lor publică, de fapt, s-ar putea să audă niște vorbe despre ei spuse de cineva în care aveau încredere. Pentru săgetători, muncă astăzi și poate să fie foarte fructuoasă să aducă bani munca pe care o dă până acum, dar este ușoară. Cineva îi plătește pentru o consultanță, se pare. Pentru Capricorn, ziua este aducătoare de energie bună, se simt bine, sunt în formă și datorită acestei stări bune au și reacții foarte aplicate la tot ceea ce se întâmplă, relație bună și cu copiii. Pentru vărsători, foarte bine centrați în ei, în legătură cu un proiect despre care nu vorbesc, slavă Domnului, e foarte bine așa, și se lucrează acest proiect și se adaptează ei cu ei, astfel încât să fie foarte bine aliniați cu ce au de gând să facă și încă nu spun. Pentru pești, ziua aduce clarificare, claritate, adevăr. Și se pare că ajung singuri la lucrul ăsta, dar după ce au pus la cap diverse informații pe care le-au auzit în jurul lor, o zi foarte bună, deși aduce niște tensiuni, e bună pentru că aceste tensiuni ne forțează, ne obligă să căutăm mai adânc în noi și să fim mai vigilenți și mai atenți când lipim niște informații ca să știm ce avem de făcut. Numai bine, ne vedem și mâine!